Gică Hagi e pus la colț de Ionel Ganea pentru că l-a favorizat mereu pe fiul său Ianis, chiar și atunci când nu a jucat foarte bine. După spusele lui Ganea, Gică Hagi l-a promovat mereu pe fiul său în perioada în care acesta juca la Viitorul. Fiul regelui era nelipsit din primul 11 și majoritatea partidelor le încheia pe teren fără să fie schimbat. Acum fostul internațional este acuzat că nu oferă aceeași încredere și altor tineri. Ionel Ganea este supărat că Hagi l-a schimbat la pauză pe fiul său George, în partida câștigată de Viitorul cu Poli Iași, scor 2-1. Indiferent că a jucat prost sau bine, și George e un jucător tânăr de viitor cu calități foarte bune. Trebuie doar susținut puțin mai mult de Gică, a spus omul care a marcat în poarta Angliei în 2000. După meciul cu Poli Iași, regele a făcut afirmații pozitive cu privire la câțiva jucători, dar nu a spus nimic despre George Ganea. Ne bucurăm pentru cele 3 puncte. Știam că întâlnim, cum a zis și la conferință înainte, cel mai experimentat antrenor din generația noastră. Un antrenor foarte bun, care știe să pregătească meciurile foarte bine. S-a văzut, cu toate că am avut răbdare și am construit bine, a circulat mingea, dar nu ne-am creat multe ocazii clare, așa cum trebuia în ultimii 30 de metri. Am luat gol la un singur, la contraatacul sau la atacul Iașului, un atac foarte bun. Am intrat la pauză cu 1-1 și știam că meciul va fi foarte greu, pentru că a doua repriză dispare prospețimea și tot timpul îmi făceam gânduri. Am făcut schimbările bune, cei care au intrat au intrat foarte bine și o victorie frumoasă așa cum am început, adică cum am zis. Ne trebuiau cele 3 puncte, e bine că am câștigat, victoriile aduc încredere și acest lucru e foarte bun. O poftă mare de joc după această pauză, cum apreciați jocul? Eu zic că jocul nostru, n-ați văzut, toți au văzut aceeași echipă ca înainte, preocupată să joace, preocupată să construiască, preocupată să aibă o circulație foarte bună a mingii, preocupată să combine bine pe zone laterale sau unde să creăm superioritate numerică, dar mai puțin inspirați în careu. Acolo cred că am suferit. A fost greu și fără spectatori? Am zis că eu am jucat fotbal pentru ei și cred că și acum, ca și antrenor, tot la fel vrei să joci pentru ei, pentru că ei îți dau adrenalina, ei te motivează, ei îți dau tot ce trebuie, tot spiritul care trebuie să-l ai.